Un accident cu urmări mai puțin obișnuite a avut loc în pandemie. O femeie a fost reținută de către polițiști după ce a produs un accident și a început să danseze în bikini. Conform site-ului mesajul.ro, o femeie a fost arestată într-un oraș din Spania după o coliziune puternică cu un alt vehicul. Accidentul a provocat răni ușoare altor trei femei. Incidentul a făcut furor pe stradă în momentul în care șoferița, care era îmbrăcată în bikini și purta șlapi, a coborât din mașină și a început să danseze. Atitudinea femeii a uimit pe cei prezenți, majoritatea făcând videoclipuri pentru a înregistra ceea ce se întâmplă și a documenta pe rețelele de socializare. Șoferița s-a apropiat de polițiștii locali ajunși la fața locului și a încercat să-i atingă în timp ce continua să danseze. La final, polițiștii au arestat-o, deși la început a rezistat și a țipat când oficialii au încercat să o încătușeze la pământ. Cu toate acestea, ei au indicat că a fost testată negativ pentru alcool și droguri și a fost trimisă la serviciile de sănătate. Femeia a fost arestată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra siguranței rutiere, conducere imprudentă și opunerea de rezistență la arestare. În plus, 112 a confirmat că victimele, trei femei de 24, 50, respectiv 55 de ani, au trebuit să fie transferate la centrul de sănătate.